Ați reușit în sfârșit să profitați de pasul greșit făcut de CFR? Da. Pentru prima dată. Dacă și în seara asta ne încurcam, era grav. Am jucat cu o echipă nouă a Clinceniului. Erau importante cele 3 puncte. Ne bucurăm că ne-am apropiat. Sperăm să câștigăm toate meciurile rămase până la intrarea în play-off și să ne apropiem mai mult. M-a simțit așa mai mult ca la un amical, să avem în vedere că eu am avut jucători care au aterizat prin puțin ieri. Nu chiar ca la un amical, dar era și puțin ciudat pentru că nu știam contra cui jucăm. Nu știam ce jucători au transferat. Important este că am marcat repede și ne-am făcut meciul ușor. S-au mărit șansele la titlu? Păi, în continuare, CFR-ul este favorită pentru că este pe primul loc. Se joacă pentru că ne-am apropiat puțin. Dacă o vom face în continuare, ne vom apropia puțin mai mult, avem șanse, dar așa ei au prima șansă pentru că sunt la 6 puncte. Văzând rezultatele ulterioare, cât de mult contează punctul acela pe care l-ați luat cu ei în ultimul minut? Cum v-ați apropiat? Rezultatele ulterioare? Da, pe care le-ați făcut apoi. Ați câștigat și v-ați apropiat cu ei. Dacă vă puteau atunci în meciul direct, a fost o distanță mai mare. Da, cu siguranță, dacă nu e egal la Cristi atunci în minutul 93, campionatul ar fi fost cam jucat, dar așa ne-a ajutat Dumnezeu și sperăm în continuare. Uitați acum aici cumva și presiunea pe ei, pentru că venim din urmă și venim de departe. Da, cu siguranță nu o să mai joace așa relaxat, pentru că nici ei nu își mai permit pași greșiți. Dar noi trebuie să câștigăm, să punem presiune în continuare pe ei. Dar distanța actuală înseamnă că putem pe off, adică meciul direct, va fi din nou foarte strâns. Da, să nu mai facem calcule. Am făcut și anul trecut, am intrat pe primul loc în play-off și a sărit mingea din nisip. Cei de la Dinamo, seara asta cred că au fost fanii voștri. Poftim? În seara asta cred că cei de la Dinamo s-au făcut calcule și au fost fanii voștri. Altfel, nu cred că au fost fanii noștri. Sincer. Cum sună China? Mai zi o dată. Cum sună China? Așa și... Nu este nimic adevărat. Nu știu absolut nimic. Îți stă capul la FCSB acum? Pentru că asta e cumva la motivul. Da. Așa a declarat patronul. Că nu-mi stă capul, dar s-a încheiat perioada de transferuri, eu sunt cu gândul aici. Normal că te mai gândești când știi de unele discuții, dar am rămas aici, sunt concentrat și sper să-mi ajute echipa cât mai mult să ne îndeplinim obiectivele. Dar dacă să vină ceva din China, te vei gândi de două ori, ținând cont de distanță, de faptul că urmează să devii și tătii? Da, cu siguranță. Trebuie să mă gândesc, dar nu știu nimic deocamdată. Trebuie să fie cu multe zero-uri, nu? Ca să... Discuții au mai fost, așa că hai să ne concentrăm pe meciul de duminică, să-l câștigăm și sper să ne apropiem mai mult. N-ai mai dat gândul la meciul cu Rapid. Unde ți-ai dorit să pleci? În ce zonă? Nicăieri. Deocamdată sunt aici. Dar te afectează faptul ăsta că ratezi transferul de fiecare perioadă de mercat? Am spus că te mai gândești, dar după ce se încheie trebuie să fii concentrat, pentru că sunt plătit să ajut această echipă și trebuie să o fac. Dar va fi grea o posibilă de sportiere de pe care de 40 ani? Cu siguranță, dacă s-ar întâmpla, ar fi grea și emoționantă, cred. Mulțumim! Mulțumim!